Acum o săptămână, pe 2 octombrie, mi s-a întâmplat ceva rău. Am luat țeapă cu chiria la București. Știu că sunt destul de mulți studenți care se uită la mine și poate că își caută în momentul ăsta chirie sau își vor căuta în viitor ca să se mute în alt oraș, să meargă la facultate și să schimbe viața. Și aș vrea să fac acest video ca să-ți povestesc ce s-a întâmplat mai exact și cum să eviți asemenea situații, pentru că nu aș vrea să se întâmple nimănui. Eu sunt din Craiova, aici m-am născut, aici am crescut și a venit momentul să schimb puțin aerul. Am simțit nevoia asta, așa că am decis să dau la o facultate din București, mai exact la Academia de Studii Economice. Nu am relații sau prieteni foarte apropiați prin București de la care să iau chirie, așa că, mai ca toți oamenii, am fost nevoit să caut pe site-uri cu anunțuri, mai exact pe OLX. Eu plănuiesc să stau singur, deci am căutat anunțuri cu garsoniere. Și întâmplarea face că acum 2 săptămâni să găsesc o garsonieră în apropierea Sam Plaza, destul de ieftină, la doar 270 de euro. Arăta foarte bine, era super mobilată, era un bloc nou din 2015. Ce să mai avea, cam toate condițiile pe care puteam să mi le doresc, plus că nu era nici atât de departe de facultate, la doar 20 de minute, iar stația de metrou era fix lângă. La început trebuie să recunosc că mi s-a părut puțin ciudat să fie atât de ieftină în comparație cu altele care nu arătau atât de bine, erau mai vechi și costau cu vreo aproape 100 de euro mai mult. L-am sunat pe așa zisul proprietar și am stabilit cu el să ne întâlnim următoarea zi, pentru că urma să aduc și actele la facultate, actele necesare ca să mă înscriu. Totul bine și frumos, am ajuns în București fără nicio problemă, am rezolvat și cu facultatea și pe la 1 m-am dus la locație ca să mă întâlnesc cu domnul... cum să-l numesc? Domnul Gogoman. Am ajuns la locație, dar se pare că nu era cea corectă, pentru că era un bloc vechi din anii 90 și tocmai mă miram, bă, aici e locația, era bloc nou în anunț. În fine, m-am întâlnit cu el, părea un tip destul de treabă. Am mers cu el în garsonieră, mi-a arătat pe acolo și mi-a zis că el nu este proprietarul adevărat, ci că proprietarul ar fi fost fratele lui care era plecat prin Spania și i-a dat lui acordul sau nu știu, împuternicire să-mi închirieze mie garsoniera lui. În fine, totul a decurs foarte repede, mi-a plăcut extrem de mult ce am văzut acolo și am mai și negociat puțin, am scos-o la 250 de euro și nu cred că a durat mai mult de 15 minute, după care am mers imediat în mall să facem copie la cheie. Un lucru foarte important pe care te rog să-l reții pentru mai târziu este că el a venit cu un contract tras de el la imprimantă. Nu a mers nicăieri să ne ștampileze acel contract, practic era doar o înțelegere între noi, iar acele hârtii erau ca să fie. E un lucru pe care mulți proprietari de apartamente sau garsoniere îl fac ca să se scutească de o taxă. Dacă eu vreau să-ți închiriez eu o locuință, trebuie să plătesc o taxă la stat. Nu știu exact cât este suma, însă bănuiesc că nu e chiar atât de mare, iar ca să fie valabil contractul de închiriere, trebuie să mergeți la un notar ca să îl ștampileze. Dacă nu există nicio ștampilă pe acel contract, e pur și simplu o înțelegere între voi doi. Practic, acele foi nu valorează nimic. Am mers în mall, am făcut cheia, am completat contractul și am dat și banii pe 2 luni, pentru că am plătit prima lună plus garanție, adică 500 de euro. După care m-am întors la Craiova foarte entuziasmat, în sfârșit îmi găsisem și o chirie în București de când așteptam să mă mut. Se pare că n-a fost chiar așa. Pe contract scria că data de la care pot să mă mut în acea garsonieră este 28 septembrie, doar că domnul Gogoman a zis că mai stă și el câteva zile acolo, pentru că na, el locuia undeva în Constanța și trebuia să mai stea câteva zile prin București. În fine, nu era nicio problemă, pentru că eu oricum nu plănuiam să mă mut acolo din ziua în care am încheiat contractul. Trebuia să-mi iau și eu lucrurile de aici și stabilisem să mă mut de pe 1 octombrie. Garsoniera nu avea mașină de spălat și l-am întrebat despre chestia asta. Mi-a spus că urmează să vină în curând, tocmai ce dăduse comandă. Doar că, ce să vezi, surprize cu Andreea Marin, nu mai avea bani să plătească mașina și ce crezi, mi-a cerut mie. Mai exact 10 milioane. În acel moment mi s-a aprins un beculeț. Ceva nu mirosea bine. Nu aveam de gând să-i dau atât, l-am întrebat ce a făcut cu banii, de ce nu mai are și mi-a zis că are nu știu ce probleme. M-a sunat apoi din nou în aceea zi peste câteva ore și mi-a zis că mai făcuse rost de niște bani. I-am zis că nu e neapărat nevoie să-mi aducă mașina de spălat acum, pentru că eu am mașină de spălat și aici și nu se murdăresc hainele atât de repede, pentru că plănuiam să mă întorc peste o săptămână în Craiova și am zis să anuleze comanda și să o aducă luna următoare când are bani, pentru că îi plătesc chiria. La care mi-a zis: e păcat, domne, să nu ai și tu mașină de spălat din prima când vii aici, hai să o rezolvăm acum ca să fie totul frumos. Mi-a zis că dacă îi dau banii acum îmi scade pentru chiria de luna viitoare, adică plăteam mai puțin. Până la urmă am acceptat, dacă tot insista atât, m-a sunat de vreo 3 ori și am zis că asta este, mă lipsesc de 4 milioane și am mașină de spălat la București. Ei bine, în sfârșit vine și ziua cea mare, 1 octombrie, când în sfârșit după atâta timp mă mut la București. Ca să înțelegi, el încă era acolo pe 1 octombrie sau cel puțin așa mi-a zis. I-am comunicat că o să ajung undeva pe la ora 7, doar că de la intrarea în București până la garsonieră am făcut o oră jumate, deci am ajuns pe la 8 jumate. Însă un alt semnal de alarmă este că nu mi-a mai răspuns de la telefon sau nici prin mesaje de la ora 5. Mă gândesc că e ceva ciudat, nu știu de ce nu mi-a răspuns de la mesaje. Începusem să-mi fac tot felul de filme în cap, îngrijorări că a schimbat iala la ușe, că nu mai pot să intru, că nu e cheia bună. În fine ajung, ba cheia în ușe, se deschide, ce să vezi, ușurare mare pe capul meu, nu mi-a dat țeapă. Totul bine și frumos, să-mi iau lucrurile din mașină, le mut în garsonieră, dorm acolo peste noapte, aveam cursuri de la 7:30 dimineața. Ziua de 2 octombrie nu o să o uit niciodată. M-am trezit frumos pe la 7, pentru că aveam, așa cum ți-am zis, cursuri de la 7:30. Am comandat frumos și un hamburger de la Mac, fără să știu că e Mac-ul fix lângă mine și am dat 8 lei pe livrare degeaba. Și acum vine punctul culminant. Eram frumos la cursul de matematică când aud că se mișcă o creanță. Inițial am crezut că se aude de la altă ușă pentru că se auzea destul de tare. Când mă uit mai bine, era creanța de la ușa mea. Deschid ușa și văd un băiat destul de tânăr, pe la vreo 20 de ani, cu 2 oameni în spatele lui, un bărbat și o femeie mai în vârstă. Amândoi ne uitam fix în ochii celuilalt, foarte derutați. La care mă întreabă foarte mirat cu ochii căcepele: ce cauți aici? El s-a așteptat să nu fie nimeni în garsonieră. Eu îi răspund la fel de surprins: păi cum, că am plătit chirie aici. Cui ai plătit tu chirie? Eu sunt proprietarul. Îți dai seama, când am auzit asta, să pice cerul pe mine. I-am povestit cum și de ce sunt acolo și aici iar este o întorsătură, vorba lui Cristian Tudor Popescu, Noaptea Minții. Se pare că eu nu eram singurul dus de nas în toată această poveste. Înaintea mea au mai fost 2 fete care tot la fel voiau să se mute pentru facultate. Deci eu m-am întâlnit cu domnul Gogoman joi. Ele s-au întâlnit vineri, cu o zi după mine. La fel, au încheiat un contract tras de la imprimantă și i-au dat banii pe 2 luni și o cheie falsă, adică nu era bună, nu puteai să intri cu ea în garsonieră. Povestea lor este 100% exact ca a mea, aceeași garsonieră, același excroc și ele, săracele, nici măcar n-au apucat să doarmă acolo. Proprietarul adevărat mi-a dat numărul uneia dintre fete pentru că ei doi deja se întâlniseră și aflase proprietarul despre ce e vorba. Când l-am descris pe cel căruia i-am dat banii, adică escrocul, și-a dat imediat seama. Ce să mai, eu oricum eram terminat în momentul ăla, mi se părea un vis urât. Chiar m-au avertizat părinții mei cu o seară înainte, adică în seara când am ajuns acolo, să am grijă cu oamenii ăștia necunoscuți, pentru că poți să-ți iei țeapă și eu eram conștient de asta, doar că am mers pe încredere. Se pare că tot blocul ăla era deținut de adevăratul proprietar și ci că închiria doar în regim hotelier, adică stăteai 2-3 nopți și plecai. Se pare că excrocul a stat în acea garsonieră și a făcut o copie la cheia originală, exact unde m-a dus pe mine să facem copia mea. Iar când a predat garsoniera, a păstrat una dintre chei, fără ca proprietarul să știe. Și uite așa frumos avea acces să intre când voia el în garsonieră. Mi-am luat toate lucrurile supărat, le-am dus înapoi la mașină, pentru că la 2 trebuia să vină altcineva în garsoniera aia. Îmi treceau tot felul de chestii prin cap, îți dai seama, tot planul meu se năruise, însă mi-a fost demonstrat și contrariul, pentru că atunci când am ajuns la mașină m-am întâlnit cu o doamnă mai în vârstă care mi-a zis că am parcat pe locul ei de parcare. Lăsasem totuși un bilețel în geam spunând că sunt un rezident nou în blocul ăla și că dacă am parcat pe locul dumneavoastră de parcare îmi pare rău. I-am povestit tot ce s-a întâmplat, săraca femeie s-a oferit să rămân la ea dacă nu am unde să dorm. Am luat în considerare și chestia asta pentru că era greu să mă întorc la Craiova, totuși voiam să rămân în București, dar până la urmă am ales să mă întorc. Repede înainte, după această conversație, m-am întâlnit și cu una dintre fetele care au fost păcălite. Ea deja depusese plângere la poliție, așa că am mers împreună să depun și eu plângere. Ea Ea avea deja o poză cu buletinul excrocului, buletinul adevărat cu datele reale scrise și în contractul meu, doar că mie nu-mi trecuse prin cap să-i fac poză la buletin. Și când am văzut acea poză cu buletinul lui, mi s-a părut din nou ciudat, pentru că atât de ușor să fie să îți dai toate datele tale cu adresa, numele complet, poză, tot ce vrei și să faci măgării din ăștia, nu știu, mi se pare puțin prea ușor. În fine, am fost și pe la poliție vreo oră jumate, m-a întrebat un tânăr polițist ce s-a întâmplat, am dat declarații, însă eram foarte conștient că sunt șanse aproape de zero să mai văd banii înapoi vreodată și șanse la fel de mici ca poliția să se ocupe de acest caz. Totuși nu o să dezvălui identitatea excrocului, pentru că dreptatea, dacă e să se facă, se va face prin căi legale, nu prin înjurături și bătaie. Nu știu dacă și proprietarul adevărat a avut vreo legătură cu acest escroc, pentru că mi se pare foarte ușor ce a făcut el și sunt sigur că nu este un caz unic. Mai mult ca sigur, am mai făcut astfel de chestii și la alte blocuri cu alți oameni. E bine, pur și simplu există oameni de ăștia. Și cam asta a fost toată pățania mea. Acum vreau să vă spun ce am învățat din toate astea. Primul lucru pe care l-am învățat este să lucrezi legal. Dacă ai toate documentele în regulă, nu are nimeni ce să-ți facă. Deși știam că se practică chestia asta, să nu mai ștampilezi contractul de închiriere, să nu mergi niciune, doar să fie între voi, am ales să merg pe încredere. Ei bine, nu fă asta pentru că o să te arzi. Du-te cu contractul, ștampilează-l, fă tot ce trebuie ca să fie în regulă și asigură-te că ăla e proprietarul adevărat. Al doilea lucru este să fii foarte atent și să semnalezi acțiunile suspicioase. De exemplu, când am văzut că prețul este atât de mic pentru ce era acolo, trebuia să fie un semnal de alarmă pentru mine. Dacă prețul este prea bun ca să fie adevărat, șansele sunt foarte mari să fie ceva la mijloc. La fel, un alt semnal de alarmă este când mi-a cerut bani în plus pentru mașina de spălat sau când mi-a spus că vrea să rămână în continuare acolo. Fii atent la astfel de detalii pentru că s-ar putea să te arzi dacă nu. Și al treilea lucru pe care l-am învățat este că nu toți oamenii sunt răi. Ia exemplul doamnei Denisa, pentru că așa o cheamă pe doamna mai în vârstă, care s-a oferit să dorm la ea peste noapte dacă nu am unde. Oamenii își fac lucruri atât de rele unii altora, încât nici nu-ți poți închipui. Mereu vei întâlni astfel de persoane. Însă trebuie să privești și partea plină a paharului. Eu cred că există mai multe persoane care au un suflet bun și nu ar face rău nimănui. Dar dacă alegi să fii unul dintre băieții răi, ai foarte mare grijă, pentru că roata se va întoarce odată. Și în final vreau să spun că, deși mi-au fost toate planurile date peste cap, fiecare ușă închisă o deschide pe alta. Poți învăța din greșeli și să o iei de la capăt, iar eu iau această experiență ca pe un semn că încă nu e timpul să mă mut la București. Mulțumesc foarte mult că m-ai ascultat până acum și sper ca măcar să te fi făcut puțin mai atent pentru ce va urma. Eu am fost EDvIce sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!